Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Pe FM Arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin, la mulți ani. Bună dimineața. La mulți ani. Bună dimineața, la mulți ani. De ceva vreme investigăm la Libertatea cum se descurcă cu un program atât de încărcat responsabilii din sistemul românesc de sănătate la diverse niveluri. Pentru că mulți dintre ei au foarte multe funcții. Am vorbit săptămâna dinainte de Crăciun, da, despre poziția unui manager din sistemul românesc de sănătate care avea 10, numai puțin de 10 funcții. 10 funcții. Mergând din aproape în aproape, am descoperit un alt caz, nu atât de spectaculos în privința numărului de funcții, dar absolut spectaculos în privința numărului de ore muncite. E vorba de serviciul de ambulanță din Neamț, unde manager este o doamnă care se numește Doris Albu. Este manager de 9 ani de zile, perioada în care nu a trecut niciun examen și a fost repusă în funcție din 6 în 6 luni, primăvara și toamna mai exact, ca manager interimar. Ocupă încă această poziție. Deci, practic, în 2022, a început în 2013. În 2018, la un moment dat, a avut șansa să-și ocupe funcția prin concurs, dar n-a trecut nici măcar de prima fază, cea a testului grilă. Și netrecând de testul grilă, nu puteai merge mai departe. Dar asta n-a afectat-o niciun fel pe ea, pentru că a continuat să ocupe aceeași poziție de manager, numai că interimar. Astfel încât, când vine primăvara, este numită din nou în funcție. Da, doamna nu mai are voie să fie, teoretic. Cine o numește? Manager. Da. Responsabilii care se ocupă de lucrul ăsta sunt cei din Ministerul Sănătății. Asta este un departament specializat în Ministerul Sănătății care are în subordine serviciile de ambulanță din toată țara. Românii sunt de servici practic la urgență de două servicii. E vorba de SMURT, binecunoscutul serviciu roșu condus de Raed Arafat, și de serviciile de ambulanță care sunt subordonate Ministerului Sănătății. Asta ca să conturăm cadrul larg. Uh-huh. Acum, respectiva manageră interimară de 9 ani interimară a serviciul de ambulanță Neamț, lucrează 168 de ore ca manager. Acum 168 de ore ca să realizeze oamenii înseamnă cam cât lucrează un om obișnuit. Cam 8 ore pe zi, vreme de 24-25 de zile, depinde cât este luna respectivă de lungă. La numărul ăsta, asta înseamnă 8 ore pe zi, da? La numărul ăsta se adaugă încă 200 de ore potrivit documentelor pe care Libertatea le-a publicat și care reprezintă pontajul din serviciul respectiv de ambulanță, deci încă 200 de ore, atenție, reprezintă gărzile pe care le face pe lună. Și permanențele la serviciul de ambulanță, ca intervențiile ca medic, susține ea. Numai că în momentul în care faci socoteala, practic lucrează aproape 20 de ore pe zi, sau ar lucra 20 de ore pe zi, zi de zi. Atenție, zi de zi, ca asta înseamnă ajunge la peste 400 de ore lucrate într-o lună. Peste 400 de ore lucrate într-o lună. Wow. Doare dânsa a explicat? Asta, cumva? Cum, poftim, scuze. Dacă dânsa a explicat cum reușește performanța asta. Păi dânsa a explicat că se trezește în fiecare dimineață la ora 5 dimineața, lucrează practic de la ora 8 până la ora 16 în calitate de manager și seara intră la ora 20 și este dimineață după aia, când doarme foarte puțin și se trezește la 5 ore de la capăt. Deci noaptea lucrează în calitate de medic care intervine pe ambulanță sau face de gardă la serviciul de ambulanță Neamț. Asta de foarte mulți ani de zile, adică nu vorbim despre o situație de criză, că nu e nicio situație de criză acolo. În afară de asta, foarte interesant, mai are două rezidențiate, nu în Piatra Neamț, ci la Iași, pe cardiologie și neurologie. Rezidențiatele, pentru ca ascultătorii Europa FM să înțeleagă, nu sunt niște simple cursuri, deci nu te duci doar la cursuri. Practic înveți, este elementul formator al unui medic, poate că perioada cea mai importantă din formarea lungă și muncită, cu plină de efort și de cunoașterea unui medic, stă în rezidenția, cel puțin așa consideră medicii cu experiență. Și el durează mult, 5-6 ani, depinde de specialitate, acest rezidențiat, și trebuie să duci în spital, să faci
faci mentorat, să înveți de la medici, de la coordonatorii de rezidențiat. E un proces întreg care nu constă doar în a te duce la niște cursuri. Întrebată de colegul meu, Laurențiu Ungureanu, care a făcut această investigație, când mai are timp, după ce muncește aproape 20 de ore pe zi, neam să ducă și 120 de kilometri să facă două rezidențiate, răspunsul pe care îl citesc este: dar dacă sunt înscris, asta nu înseamnă că mă duc. Și am închis citatul. Da. E o performerită, nu? O performeră a sistemului, nu, Cătălin? Noi, cu siguranță, o performeră, din păcate, nu o excepție. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția în deșteptarea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.